sosul în bucătărie și cu mulțimea de vase ce trebuie spălate. Veți urmări acum un senzațional produs de bucătărie. Îndată veți vedea cum la un preț rezonabil puteți avea parte de o mâncare gătită rapid și de o bucătărie mereu curată. Gazda noastră va fi Gabi Berger. Bună ziua și bine v-am găsit la VS Teleshop. Sunt Gabi Berger și astăzi o să descoperiți împreună cu mine senzaționalul sistem de gătit Dubleta. Modalitatea de a găti rapid, natural și sănătos. Iar acum îl invit alături de mine pe host Fox. Bună! Bună, Gabi! Așa este. Pentru a găti rapid, natural și sănătos, aveți neapărat nevoie de Dubleta, deoarece este o tigaie dublă cu funcție dublă. Aha! Ai o tigaie deasupra și una de desubt. Uh-huh. Construcția specială a acestei Dubleta face ca odată încălzită o parte, după întoarcerea pe cealaltă parte, căldura să pătrundă mâncarea de sus în jos și de jos în sus. Aha, ca și în cuptor. Da, dar mult mai repede. Iar acum tu vei face o clătită. Aha, cum eu? Da, desigur. Fără ulei? Fără ulei, doar compoziția clătitei. Cu Dubleta se poate, fără grăsimi și extrem de sănătos. Acum pune tigaia cealaltă peste ea, iar Dubleta va face totul. Aici avem un gulaș cu carne cu care nu veți avea probleme. La bucătărie trebuie mereu să amesteci în mâncare ca să nu se ardă. Acum nu mai e nevoie, pentru că Dubleta a găsit soluția perfectă. Privește, pur și simplu o întorc. Ai văzut ce frumos a păstrat totul? După cum vezi, e foarte simplu. Doar o întoarcere pe fața cealaltă, iar mâncarea este gătită fără a-și pierde aspectul. Și tot atât de ușor vom proceda și cu cartofii. Vezi ce bine arată. Pur și simplu întorc tigaia. Da. Mai simplu de atât nu poți găti niște cartofi, iar bucătăria rămâne curată. Acum să-ți mai arăt ceva. Un mod original de a găti rösti elvețian pentru toți cei cu gusturi rafinate. Elvețian? Nu trebuie decât întoarsă tigaia și observați cum arată. Incredibil. Dar să revenim la clătita ta. Haide, întoarce-o. Da, așa. Ia să vedem. E într-adevăr perfectă, s-a copt minunat. Dar Dubleta poate mult mai mult de atât. Dubleta este un sistem de gătit complet ermetic, în care căldura circulă între toți pereții, gătitul fiind mult mai rapid. Aceasta este perfecțiunea în bucătărie și totul se întâmplă fără a fi supravegheat. O, friptură de porc, arată delicios. S-a rumenit minunat. Iar acum îți voi tăia o bucată ca să guști. Căldura a pătruns frăgezind carnea. Te rog frumos, gustă, ei? Misterul acesta se datorează sistemului. Dubleta are două module de gătire și un sistem de prindere simplu. Primul modul este cel în care tigaia manică este de desubt, fiind suficient loc deasupra, iar al doilea modul este cel ideal pentru cantități mai mari de mâncare. Super! Se asigură o încălzire uniformă. Aromele se amestecă mult mai bine și miroase grozav, ca această carne de curcan și rulada de vită. Minunat! Și aceste paste minunate. Simt deja aroma Italiei. Marginile tigăii sunt făcute dintr-un material subțire prin care pătrunde perfect căldura și tigaia este ușoară. Ridic-o! Convinge-te! Da, nu e deloc grea. Iar acum să pregătim niște paella minunate. Da. Voi scoate ingredientele din congelator de la minus 30 de grade. Dar nu se poate. Sunt înghețate, chiar acum am să le scot. Dar nu le poți găti. Trebuie să le lași la dezghețat, iar asta durează cel puțin o oră. Sunt tari ca piatra, perfect înghețate. Haide, convinge-te! Sunt chiar tari ca piatra. Cu Dubleta nu e nicio problemă dacă mâncarea e înghețată. Ce ne mai trebuie? Apă și orez. Exact. Poftim. Pur și simplu adaugi orezul crud și apa. Cu Dubleta e atât de ușor să gătești. Acum trebuie doar să acoperi tigaia și totul va fi gata fără a interveni. Incredibil. În plus, totul e gata în 8 minute. Ambele tigăi Dubleta au o grosime de doar 5 mm, care permit căldurii să pătrundă rapid în interior. Astfel economisim timp și energie. Se gătește mult mai repede. Exact. Tigăile Dubleta pot fi folosite și pentru prepararea puiilor grill sau a prăjiturilor. Uite, am fript un pui întreg. Ca și în cuptor. Dar mult mai repede. Dar cum arată prăjitura mea?
Vrei o prăjitură? Poftim un pișcot minunat. Chiar e un pișcot. Din dubleta poți chiar să răstorni prăjitura. O întorci numai și, uite, o prăjitură de ananas. Ah, și chiar nu se lipește? Nu se lipește nimic, vino și-ți voi demonstra. Să știi că putem găti cu dubleta și pe gaz, deoarece rezistă temperaturilor extreme. Asta datorită celor trei straturi speciale, perfecte pentru temperaturi înalte. E perfect, mama mea se va bucura, gătește pe gaz. Am aici cașcaval, pe care îl voi pune în tigaia încinsă. Ce crezi că se va întâmpla cu cașcavalul? Se va arde. Poate în alte tigăi, însă în dubleta în niciun caz. Iar ca să-ți demonstrez, am să pun și o bucată de plastic în tigaie. Nu face asta, distrugi tigaia. Tocmai asta e, dubleta nu va păți nimic, nimic nu se lipește. Cașcavalul care s-ar prinde de tigaie poate fi scos ușor. S-a prăjit perfect, iar în privința plasticului, draga mea Gabi, folosind doar o bucată de hârtie, am să curăț tigaia numai decât. Serios? Desigur, ai văzut? Fără nicio problemă. Într-adevăr, senzațional. Și-ți mai arăt ceva. Voi face o clătită subțire precum plasticul acela. Fără ulei? Fără ulei și fără grăsimi. N-am pus nimic special, nu e niciun truc, e doar tigaia dublă. Iar acum, atenție, Gabi, fii atentă. Ai văzut ce ușor se gătește? Acum vom vedea ce mai poate face dubleta, ei, Horst? Cu dubleta puteți găti fără probleme legume proaspete. Sistemul dubletei are un grătar special pentru aburi. Căldura se distribuie uniform, iar apa se transformă în aburi. Mai dietetic de atât nu se poate găti. Acum încearcă legumele, sunt suculente și proaspete. Îmi dai dreptate, Gabi? Tot cu acest grătar putem împărți tigaia în două zone pentru gătit. Deasupra pot fi puse legumele, iar de desubt poți găti un alt fel de mâncare. Două feluri de mâncare gătite deodată în aceeași tigaie. Datorită celor două zone de aburi, aromele și gusturile nu se amestecă. Acum ți-o voi demonstra. Privește, deasupra păstrăv, de desubt pâine sau prăjituri. Și folosind mânerul rezistent la căldură, n-ai cum să te arzi. Mânerul îl primești cadou la dubleta. Iar acum pregătește-ne un chop suey. Ce? Eu să gătesc cu dubleta? Sigur, știi deja tot. Da. Să te văd, pune totul în tavă. Carnea, ceapa, legumele proaspete. Așa, pune totul împreună. Da, și desigur fără grăsime și ulei. Exact, soia, apă și atât. În același timp vom prepara și desertul. Iar acum? Acoperim. Exact, deoarece căldura va avea o mișcare perfectă de sus în jos și spre mijloc, putem prepara și mâncăruri au gratin. Iar acum încearcă. Da. Au un aspect și un gust minunat. Îmi place. Roșii au gratin. Iar aici ce avem? Frigărui. Da, și acestea se gătesc perfect cu dubleta, pentru că nu sunt grase fiind dietetice. Să știi că poți folosi tigăile și separat. Îți arăt chiar acum. Poți prepara, de exemplu, sarmale gustoase în tigaia cea mare. Fantastic! Datorită capacului termotransparent, poți vedea totul. Rezultatul, un grătar savuros. Sunt gata și legumele franțuzești. Ador bucătăria franțuzească. Aceste capace termospeciale pot fi comandate tot de la noi. Minunat! Dar spune-mi, te rog, Horst, aș putea flamba și fructe cu dubleta? Desigur, îți arăt acum. Voi găti pe gaz. Îți prepar un desert delicios. Punem puțin zahăr și lăsăm să se topească. Dar nu e prea mare căldura? Ba da, așa și trebuie, deoarece tigaia are trei straturi speciale. Caramelizarea zahărului e cât se poate de simplă. E fierbinte. Vezi ce repede s-a topit? Da. Iar acum faza a doua. Punem două banane. Vezi? Zahărul nu se arde și nu scoate fum. Așa că mai punem puțin zahăr. Vai ce frumos s-a topit. Iar acum să vezi ce fac. Ceea ce îți voi arăta este cel mai senzațional lucru. Dubleta e mai mult decât o tigaie. Vai de mine. Și iată, banane flambate.
Doamnelor și domnilor, nu-mi vine să cred că dubleta poate și să flambeze. Desigur, dubleta face față și temperaturii extreme. Incredibil! Nu veți mai avea parte de haos în bucătărie și de niciun malder de tigăi de spălat. Vă prezentăm dubleta, tigaia dublă în care puteți găti orice. Pentru o carne perfect prăjită, cartofi gustoși și clătite delicioase. Construcția sa specială face ca distribuirea căldurii să fie uniformă. Economisiți timp și energie. Puteți prepara un rost elvețian în câteva minute. Dubleta lucrează ca și un cuptor, dar este mult mai rapidă. O puteți folosi pentru fripturi suculente, rulouri de carne umplută și paste picante. Puteți pune și carne înghețată, adăugați orez, puțină apă și acoperiți. O paella delicioasă e gata în mai puțin de 8 minute. Roșii au gratin sau prăjituri coapte, fără nicio problemă, iar bucătăria dumneavoastră rămâne mereu curată. Grătarul special pentru aburi împarte dubleta în două zone diferite de aburi. În partea de sus puteți căli legumele pentru garnitură, iar în partea de jos puteți prepara în același timp felul principal. Două mâncăruri în același timp, fără ca aromele să se amestece. Dacă uitați laptele pe foc, nu e nimic. Se curăță numai decât datorită sistemului de straturi triple, nimic nu se arde și nimic nu scoate fum. Puteți găti fără grăsimi sau fără ulei, dietetic și sănătos. Rezistă chiar și temperaturilor extreme de flambare. Acum puteți cumpăra sistemul complet dubleta la un preț incredibil de avantajos. În plus, primiți cadou mânerul din silicon rezistent la căldură. Dacă sunteți printre primii 500 care ne sună, primiți cadou și o revistă cu rețete în exclusivitate. Așa că uitați de vechile tigăi. Sistemul de tigăi dubleta poate face totul. Gătește, frige, coace, gratinează și flambează. Simplu, rapid, natural și sănătos. Comandați acum sistemul unic de gătit dubleta și veți primi două tigăi, un grătar pentru aburi și instrucțiunile de folosire. Nou! Acum primiți cadou și un capac de sticlă, precum și un mâner din silicon rezistent la căldură. Iar primii 500 care ne sună vor primi și această revistă cu rețete. Dubleta! Gătește mai rapid și mai sănătos! Sunați și comandați chiar acum!